Vă salut! Aici Silvian Apollo cu o nouă recenzie al filmului Smile, film horror din 2022. Eu l-am văzut la cinema în seara de Halloween și vreau să zic că 2 ore am stat așa pe scaun. Chiar comentam cu cineva pe YouTube că mi-a plăcut filmul, dar nu că mi-a plăcut, ci mă întrebam pe la jumătatea filmului de ce oare m-am uitat la acest film? De ce nu fac lucruri mai plăcute? De ce nu mă uit la ceva mai frumos? Dar până m-am gândit că totul e în mintea mea și am început așa să zâmbesc. Filmul Smile este un film bazat pe scurtmetrajul din 2020 al lui Parker Finn, care a câștigat niște premii. Paramount a văzut acest scurtmetraj, i-a plăcut și tocmai de asta l-a contactat pe Parker Finn să-i propună să facă un lungmetraj. Adică a fost ceva de genul Let's put a smile on his face. Și ce a făcut Parker Finn? A luat scurtmetrajul lui Laura Hasn't Sleep, adică un film în care Laura are coșmaruri și vine la psihologul ei să o ajute să scape de aceste coșmaruri. Pune acest personaj Laura, pune sub o altă denumire, tot ca personaj care reprezintă primul personaj care se sinucide în fața personajei noastre principale. Și dezvoltă subiectul, îl îmbogățește, ia într-adevăr lucruri de la două filme, It Follows din 2014, ia de acolo un principiu și alt principiu îl ia de la The Ring din 2002, dar cum să zic, acest film este mai mult decât suma elementelor sale. Adică nu e doar o ciorbă, nu e doar ceva care să facă referire sau omagii la alte filme. E ceva original totuși. Am mai adăugat ceva jumpscares, care au fost unele criticate, altele lăudate sau... Na, nu chiar au fost reușite toate, într-adevăr. Și eu m-am întrebat ce caută Xulescu într-un jumpscare la treaba asta, dar în fine, asta e. Oricum au fost multe scene care m-au ținut pe scaun, cum să zic, foarte, foarte incomodant a fost pentru mine. Dar până la urmă asta caut la filmele horror, să miște ceva în mine. Adică nu să mă facă să râd sau să mă uit ca la o comedie romantică. Vreau horror să fie horror și într-adevăr a fost. Bugetul a fost de 17 milioane, ceea ce nu e deloc mult, dar nici indie nu e astea care se fac cu 2-3 milioane, dar tot puțin este. Și la box office a rupt 187 de milioane, ceea ce înseamnă că regizorul care se află la primul lui film de lungmetraj o să aibă și viitor, la fel și actrița principală, care este fata lui Kevin Bacon. Și nu e important faptul ăsta că e fata lui Kevin Bacon, pentru că a jucat foarte, 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 foarte bine. Oricum a apărut din 2 ore ale filmului, cred că a apărut într-o oră jumate ea în prim plan sau măcar să apară în cadru. Adică a fost foarte mult de muncă pentru ea și trebuia să fie tot timpul speriată și într-adevăr, așa cum au mai zis și alții în alte recenzii, s-a simțit faptul că, într-adevăr, a fost speriată personaja interpretată de Sozi Bacon, fata lui Kevin Bacon. Ceea ce n-am găsit prin alte recenzii, pentru că recenzia asta o fac foarte târziu, ceea ce n-am găsit prin alte recenzii este un minus, și anume faptul că personaja principală, deși era într-o stare proastă în mod evident și putea să-și facă singură rău, a fost lăsată să conducă, să se ducă nu știu unde, n-a fost întrebată de nimeni, de nimic, n-a fost căutată, n-a fost în anumite timpuri, în anumite perioade, în anumite ore în care a făcut ce a vrut, adică toată lumea în jur ei s-a comportat de parcă, a, e ok, nu e în apele ei, dar treaba ei, știi, adică ceva de genul, eu aș fi stat tot timpul lângă ea, băi, nu sta singură în casă, vină cu mine, înțeleg, cine știe, s-ar putea să cedezi nervos, să faci nu știu ce, dar nu s-a întâmplat chestia asta, dar de dragul filmului trecem peste faza asta, trecem peste faza cu jumpscare-urile, da? Și rămânem cu lucrurile foarte, foarte plăcute. Foarte, foarte plăcute. Ce poate să-ți placă faptul că e schimonosit așa într-un scaun și zici aoleu, aoleu, nu poate să-ți placă efectiv lucrul ăsta, decât dacă îți plac filmele horror. Eu am fost încântat de-a dreptul de filmul ăsta, dar abia după ce am ieșit de la el, vreau să zic că am ieșit de la el și am mers un kilometru până acasă pe jos la 12:30 noaptea și chiar mă uitam în stânga, în dreapta, să nu cumva să... Da, mi-a plăcut
fără câteva minusuri, mi-a plăcut complet. Dacă ar fi să le adaug și pe ele, ca să obțin o notă, i-aș da undeva unde dă, nu criticii, criticii dau vreo 6,50, 7, 7,50. I-aș da un 8,5 sau chiar 9. Este mai mult decât suma elementelor sale și asta mi-a plăcut la nebunie, pentru că dacă lua aici de acolo, aici de acolo și făcea o ciorbă, ciorba aia trebuie să mai aibă și suflet dacă când o faci, ca cel care o mănâncă zic că da, bă, e o bună ciorbă. Înțelegi? Asta e vorba. Bine, până data viitoare, nu uita să vă abonați la Picilina pentru alte recenzii, da? Pentru că m-am apucat și eu de ele. Eu sunt Silvian Apollo, până data viitoare, numai bine!